A început perioada în care se culeg viile din bătrâni, se spune că strugurul este copt la începutul lunii septembrie și astfel majoritatea mehedințenilor s-au pus pe treabă. În cazul în care via se culege prea devreme, producătorii riscă să obțină un vin nu tocmai bun la gust. Doamna la culeste vie, i-am spus bade lui să fie, să culegem împreună strugurii bătuți de brumă, La baza unui vin bun stau munca susținută, priceperea și strugurii culeși atunci când trebuie. În mehedinți, viile au început să se culeagă încă de la sfârșitul lunii august. Producția este mai slabă anul acesta, însă vinul mai dulce. După noroc, producătorii au parte de struguri de calitate sau, din contră, mai bătuți de secetă. Să știi că producția este, chiar dacă sunt satidiți. Hai, mama, adă oglinda! Sunt câțiva stafidiți, câțiva mai mulți. Chiar dacă pe timpul verii au fost temperaturi destul de ridicate, acest lucru nu a afectat decât anumite soiuri de struguri. A urmat o perioadă destul de călduroasă, cu precipitații foarte puține, ceea ce a dus în unele cazuri la coacerea strugurilor puțin mai repede decât ar trebui. Dar cu toate acestea, să estimăm anul acesta o producție de struguri destul de bună, în funcție de zonă, mai mult de tipul de struguri, de soiuri, de capacitatea lor de a rezista stresului climatic și de capacitatea viticultorilor de a aplica tehnologiile complet și așa cum trebuie până la capăt. Credem că va fi totuși o producție destul de bună, în anumite zone cu calitate mai bună, în alte zone cu mai puțin calitativ. Asta e în funcție și de metodele de vinificație pe care le vor aplica cei care dețin cramele. Când vine vorba de struguri, proprietăți benefice sunt din plin, aduc multe beneficii, dar cea mai mare calitate a lor este că sunt bogați în antioxidanți ce întăresc sistemul imunitar și luptă împotriva tumorilor și cancerului.